Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Mai multe proiecte europene sunt în curs de implementare la spitalul din Onești. Școala Scarlat Longhin Dofteana arată ca o veritabilă bijuterie. Dărmăneștiul își premiază cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Vineri, 12 august, pe dealul Coșna, din imediata vecinătate a comunei Pârgărești, au urcat câteva mii de oameni din localitate, de pe Valea Trotușului, Cașinului, Oituzului și Taslăului. Din toată țara au venit, chiar și din Europa, câțiva reprezentanți pentru a participa la un eveniment de suflet. Este vorba de un ceremonial militar-religios ce a avut loc la ansamblul monumental construit în memoria eroilor căzuți la datorie în războiul de reîntregire națională. Baza 95 aeriană, reprezentată prin muzica militară a garnizoanei Bacău, aeronave Iar 99 Șoim și Iar 330 Socat au participat la ceremonia dedicată eroilor căzuți în primul război mondial. O zi deosebită, foarte multe oficialități, am zis eu, locale, județene, semn că eroii nu mor niciodată. Da, sigur, nu mor niciodată. E o surpriză foarte plăcută pentru faptul că vin foarte mulți reprezentanți ai localităților, adică populație. Faptul că vin și hai să spunem civil, oameni simpli, pentru că asta este important. Mai puțin important este să vină autorități de la guvern, de la diferite instituții guvernamentale. E bine că vine armata pentru cuvântări, diferite cuvântări mai lungi sau mai scurte. Important este participarea sufletească, da, să se înțeleagă, mai ales cei tineri, ce s-a întâmplat. Câte puțin, așa ca un joc de puzzle, să punem câte o cărămidă, să punem câte o piesă în fiecare an și o să facem și la Coșna. Poate inițiativa primarului din Pârgărești, am reținut-o, aceea de a cumva de a unifica eforturile din zona asta, eforturi de a comemora pe cei căzuți, dar aș adăuga eu că ar fi foarte bine dacă ar fi aceste manifestări organizate la cimitirele militare, cimitirele eroilor, care sunt, din păcate, uitate. Din păcate, sunt... Nu peste tot, deci aproape peste tot. Eu am acest defect de a generaliza, dar am venit de ieri și am văzut și alte cimitire. Da? Și din cauza asta fac această mențiune, pentru că mă ocup de domeniul ăsta de foarte mulți ani și știu care este situația. Nu de monumente noi avem nevoie, ci măcar să le îngrijim pe cele vechi. Și să le îngrijim așa cum trebuie, nu o spoială. Îmi pare rău că folosesc cuvântul ăsta, dar ăsta mi-a venit acum în minte. Aici, în apropiere, este locul unde a murit caporalul Constantin Mușat, cel care are cel puțin în trei locuri din țara asta niște statui de dimensiuni generoase. Da? La Bușten, la Brăila și la Bârlat. Cea de la Bușten, când a fost dezvelită în 1929, acolo a participat și Regina Maria. Deci el este eroul de la Coșna. Repet, grenadierul Constantin Mușat. El este eroul de la Coșna, așa este cunoscut în istoriografie de peste 100 de ani. Tot aici este Măgura, dealul Măgura. Da? Dealul Măgura, unde este un mauzoleu care își așteaptă și el un drapel care să se miște, care să fluture, așa cum fluture asta de aici, și nu cel de tablă vopsită, cum este cel care este de câteva zeci de ani. Deci iată că sunt niște lucruri pe care trebuie să le facem cu puțin efort, dar trebuie să ne așezăm puțin și să întrebăm și specialiștii, oamenii de artă, așa putem să facem o educație veritabilă. Și încă un lucru aș vrea să vă spun și vă mulțumesc pentru acest interviu. Se cunoaște foarte puțin, din păcate cei care trebuie să cunoască nu cunosc lucrul despre care o să vă spun acum. În anul 1933, regele Carol al II-lea a decorat cu o înaltă decorație, Virtutea Militară clasa I de aur, doar 6 localități.
Deci în toată domnia lui Carol al II-lea a decorat 6 localități. Printre cele 6 localități sunt 2 localități care ar fi interesante pentru băcăuani. Târgu Ocna și Grozești. Deci Târgu Ocna și Grozești sunt 2 localități decorate doar din cele 6 din toată România Mare. Da? Alături de Mărăști, de Mărășești, de Iași și de Târgu Jiu. Deci iată 4 orașe mari, dar sunt și 2 localități mai micuțe. Târgu Ocna, repet, și Grozești. Ei, poate primarii din aceste 2 localități s-ar putea mobiliza să facă mai mult, să popularizeze această veritabilă recunoștință a statului român, a conducerii statului român, din vremea aceea, oameni care știau cât s-a luptat, unde s-a luptat, cât s-au căzut, ca nu peste 105 ani să începem să uităm și să punem accentul pe altceva. Ansamblul monumental ridicat pe Coșna completează simbolurile comemorative existente și aduce un omagiu eroilor căzuți la datorie din toate regimentele care au dus acțiuni de luptă în această zonă. Da, este foarte bine că sunt asociații fundate și chiar domnul primar care a făcut parte din organizatori, fac acest tip de evenimente pentru a readuce în memorie jertfa străbunilor noștri. Duminică 21 august de la ora 17 în piațeta primăriei orașului Dărmănești va avea loc premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. A devenit tradiție ca de zilele orașului administrația publică locală prin primar Toma Constantin să-i premieze cu diploma model de viață pe cei care anul acesta împlinesc 50 de ani de căsătorie. Mai multe proiecte europene sunt în curs de implementare la Spitalul din Onești. Multe dintre ele sunt pe ultima sută de metri în ceea ce privește implementarea, termenul limită fiind 31 decembrie 2022. Mai multe aflăm în minutele următoare de la managerul Spitalului din Onești, Gelu Nicolcea. Noi avem mai multe proiecte de dotare pe fonduri europene în implementare în acest moment. Un proiect care a fost pentru dotarea ambulatoriului, achiziția care s-a făcut de către Primăria Onești, prin care am achiziționat un RMN, un mamograf, o instalație digitală RX de radiografie, 4 ecografe și altă aparatură pentru neurologie și alte specialități. Achizițiile sunt finalizate, mai puțin 3 loturi care se vor relua de către Primăria Onești pe achiziție directă și se vor finaliza până la sfârșitul anului. Stadiul pentru aparatura principală, respectiv RMN-ul, în acest moment a început construcția clădirii unde se va fi amplasată, dar durează cam 3 săptămâni, 4 săptămâni construcția containerului special pentru așa ceva, va fi aici în vecinătate, lângă urgență, vis-a-vis. Deci, în condițiile astea, sperăm ca începând din 15 septembrie, cel mai târziu la 1 octombrie, să putem să dăm drumul la aceste investigații pentru toți locuitorii Oneștiului și din împrejurimi. De asemenea avem mamograful care este achiziționat tot pe acest proiect. Este amplasat aici la intrarea la pediatrie. Sunt create toate condițiile, spațiu amenajat. Astăzi o să vină cei de la CNK pentru verificarea radiațiilor și pentru, după ce ne dau autorizarea, putem să începem și aceste investigații care la fel sunt deosebit utile și necesare pentru, special, pentru femei. Un orizont de așteptare, dacă domnul director, pentru mamografie, este intervenția absolut necesară. Am primit noi pe adresa redacției foarte multe solicitări, întrebări despre acest lucru. Știu că au fost mai multe campanii, inclusiv pe proiecte europene de la Iași pentru
depistarea cancerului de bol uterin și cancerului de sân, mamografie. În continuare rămâne o intervenție extrem de solicitată și cerută pentru protecția doamnelor și domnișoarelor. Da, noi am amenajat spațiul, din punctul nostru de vedere, puteam să dăm drumul de la 1 martie, dar sunt anumite proceduri care trebuie respectate, respectiv verificarea radiațiilor de către Compania Națională de Verificare a Radiațiilor, CNCAN, și aceștia au trebuit să dea o autorizare pentru Primăria Onești în calitate de proprietar, că ei au făcut achiziția, ei ne-au transferat aparatul pentru în folosință spitalului, și acum ne autorizează pe noi ca instituții care, ca beneficiar, ca utilizator. Și toate asta a însemnat un timp destul de mare care... Până la finalul acestui an vom putea da această veste că se vor putea face mamografie. Da, deci astăzi sunt cei de la CNCAN aici. Noi sperăm că tot așa, în jur de 1 octombrie, să dăm drumul și la mamograf. Având în vedere că sunt fonduri europene, domnule director, care ar fi timpul de implementare, pentru că există un deadline. Până la data de trebuie finalizate toate achizițiile. Deci, și care ar fi valoarea totală a proiectului? Deci proiectul dotare ambulatoriu se finalizează la 31 decembrie 2022 și valoarea proiectului a fost de 2.300.000 de euro, din care 90% a fost fonduri europene, 10% fonduri bugetare. Locale, da. Iar celălalt proiect, Totul va fi bine, care a fost realizat în contextul pandemiei COVID, fiind spital suport COVID, am avut și noi acest avantaj de am putut aplica și valoarea dotărilor este de 6 milioane de euro, finanțare completă de la fonduri europene și aici vom avea ca aparatură principală, vom avea încă un computer tomograf de ultimă generație de 128 de slice-uri. De asemenea, ecografe, vom avea încă un aparat de RX pentru ortopedie și aparaturi în general pentru multe specialități și un alt mare avantaj este că ne vom moderniza sălile de operații, 3 săli de operații cu instalații de climă, ventilație HVAC de ultimă generație cu flux laminar, ceea ce ne va permite să facem operații de înaltă ținută și în condiții de siguranță totală. Având în vedere că ați reușit dotarea într-un timp relativ scurt, dacă e să zicem, dotarea și modernizarea unor secții și a echipamentului medical din spital, cum stați cu la capitolul medici specialiști? Pentru că e un paradox, se poate crea situația în care aveți echipamente moderne, extraordinar de bune în depistarea problemelor de sănătate și să nu fie specialiști. Da. Încă din 2018, când am început, am demarat procedurile pentru aplicare la ambulatoriu, cu dotarea ambulatoriului, am vorbit cu medicii specialiști ca să-și utilizeze competențele de ecografie pentru a scuti pe cei de la radiologie de astfel de investigații ca să poată concentra pe mamografie și RMN și instalația radiologică digitală. În ultimii ani au venit medici tineri, noi am acoperit multe specialități, astfel pe chirurgie avem un chirurg vascular care a venit de chirurgie vasculară, care face investigații și intervenții de mare complexitate. De la 1 octombrie vom transfera, vom angaja un medic chirurg pediatru care în acest moment
toți copiii pentru orice intervenții sunt trimiși la Bacău, pentru că un chirurg de chirurgie generală sau așa, nu poate să, conform legislației actuale, să mai intervină pentru copii. De asemenea, o să vină un nou medic urolog, deci vom avea doi medici urologi, de asemenea o specialitate cu adresabilitate mare. A mai venit un medic neonatolog și de asemenea încă un medic neurolog. Deci încet, încet ne acoperim toate specialitățile și cu medici tineri, specialiști, dornici de afirmare și avem din partea pacienților semnale că au o altă abordare, sunt mai calmi, mai vorbesc cu pacienții, ceea ce este un lucru foarte important, pentru că jumătate din suferință îți trece atunci când ești, ți se vorbește și ți se explică situația. Și Școala Scarlat Longhin a fost complet renovată, reabilitată cu banii europeni, iar acum arată ca o adevărată bijuterie. Câți bani au primit de la Uniunea Europeană, dar și cu câți bani a contribuit administrația publică locală, aflăm detalii de la primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor. La data de 5 septembrie 2022 vor începe cursurile anului școlar 2022-2023 și elevii din satul Dofteana, Hăiac, Ștefan Vodă, mai bine zis din întreaga localitate, vor începe cursurile anului școlar într-o nouă școală. Școala care a fost construită în anii 1980, reabilitată în anul 2019, 2020, 2021, 2022, mă refer cu tot cu proiectare. La care spuneam și altă dată că ce am atașat un nou corp de clădire de 600 de metri pătrați, care cuprinde în ea o sală mare cu mese, cu un număr de 150 de copii care vor intra la masă și vor servi masa caldă, cu laboratoare, cu bibliotecă, cu mai multe cabinete care sunt formate în nou corp de clădire și atașate la celălalt vechi. Într-un cuvânt, s-a reabilitat școala în totalitate. Avem inclusiv un laborator de IT și multe dotări noi care sunt și fac parte din acest proiect european. Acest proiect european este de 1 milion de euro, dar încă nu am făcut toate socotelele, toate calculele. Cred că încă 1 milion de euro am cheltuit și noi din bugetul local. Investiția este enorm de mare. După cum vedeți, amenajăm curtea exterioară, care este neeligibil din proiect, deci nu făcea parte din acest proiect. Proiectul, aș putea să vă spun, căci îmi aparține în mare măsură mie și colegilor mei din aparatul de specialitate, inclusiv Consiliul Local, care am hotărât împreună să defișăm acei arbori mari care erau și puneau în pericol sănătatea populației și persoanele care trec prin jur, așa. Dar aleile pietonale, gardurile, împrejmuirea tot, nu făceau parte din acest proiect, pentru că Uniunea Europeană nu finanțează împrejmuiri și exteriorul unor clădiri, ci doar în interior, inclusiv dotările. Din ce înțeleg eu de la dumneavoastră, a fost amenajată și reabilitată și construit un nou corp de clădire în interior, chiar fix în cadrul școlii, dar nici exteriorul nu l-ați lăsat deoparte, pentru că vrem, nu vrem, copiii în pauze ies afară din școală. Da. Pe perioada execuției am întâmpinat multe probleme. De ce vă spun? Grupurile sanitare vechi prezentau un adevărat pericol la momentul respectiv, o trebuie să le demolez și nu făceau parte din proiect. 300 de metri pătrați de clădire plus cei 600 care i-am atașat au fost puși noi. Deci avem grupuri sanitare noi, partier, etajul 1, etajul 2, bărbați, femei, cadre didactice, avem și pentru auxiliari. Apoi am relocat centrala termică care era undeva aici în față, unde este această grădinuță, am dus-o mai în spate. Toate aceste aprobări, modificări pe perioada derulării construcției au generat costuri, au generat efecte, întrucât
o trebuie să primit un nou aviz de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, iar la ora actuală, finalizând și suntem spre finalizare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ne-a făcut o notificare în care noi trebuie să venim cu unele modificări, și anume, în vecinătatea noastră sunt locuințe și trebuie să ne protejăm în condițiile în care, Doamne ferește, de un incendiu, trebuie să avem geamurile care se deschid la exterior, trebuie să avem senzori de fum, trebuie să avem jaluzele verticale, ignifug și multe, multe componente care solicită Inspectoratul pentru Situații de Urgență în vederea obținerii autorizației la incendiu. Un aspect despre care ați menționat, dar eu vreau să insist asupra lui, este cantina. Va fi unitatea de învățământ din județul Bacău care va avea o sală de mese. Da, va avea o sală de mese, va avea o bucătărie, o magazie cu filtru sanitar, cu tot strictul necesar pentru a putea funcționa legal această sală cu mese. Noi facem parte din acel proiect O Masă Caldă la fiecare copil în fiecare zi. Bineînțeles, vreau să aduc la cunoștință tuturor o masă caldă în condițiile în care guvernul ne alocă sumele de bani. De fiecare dată ne-au alocat sumele de bani, dar nu suficient pentru a putea să cuprindem toți elevii. Mai ales faptul că acum fuzionăm. Deci avem o singură școală cu personalitate juridică la nivel de localitate, în condițiile în care erau 3 până la ora actuală. Deci avem peste 1200 de copii care vor beneficia de această masă caldă și facem un calcul, deci nu ne ajunge pe an, deci ne ducem la peste bani vechi, peste 10 miliarde. Duminică 21 august, de la orele 18, un nou spectacol va avea loc în Parcul Municipal din Onești. Administrația Publică Locală, în parteneriat cu Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești, au pregătit un spectacol extraordinar. Este vorba de o călătorie muzicală cu destinația Bucureștiului Interbelic, în care ghid de călătorie va fi Silviu Biriș. Repertoriul acestuia include șlagăre celebre, reorchestrate, însoțite de povești și de parfumul unor ani eleganți. Nu vor lipsi melodii cunoscute precum Zaraza, Căsuța Noastră sau Cel mai frumos tango din lume, reinterpretate pe ritmuri de samba, cha-cha-cha sau chiar tango. Mai multe detalii aflăm de la directorul Bibliotecii Oneștene Radu Roseti, Ionut Stenie, purtătorul de cuvânt al primăriei Onești. Și pentru că oneștenii participă în număr foarte mare la evenimentele în aer liber organizate de primăria municipiului Onești în parcul municipal, ne-am gândit să profităm din plin de vară și iată, în fiecare weekend al lunii august organizăm evenimente care să-i bucure pe oneștenii dornici să iasă la plimbare, dar și să participe la un eveniment cultural. Așadar, am pregătit pentru data de 21 august, în aceeași locație, Parcul Municipal, un recital extraordinar susținut de actorul, dar iată și cântărețul Silviu Biriș. În cadrul recitalurilor verii am pregătit un program cu melodii din românești din perioada interbelică. Eu zic că va fi ceva interesant. Să vă notați în agenda și să nu lipsiți de la acest concert. De asemenea, pentru că există dorință din partea oneștenilor, pe data de 28 august, în cadrul aceluiași proiect și în aceeași locație, invităm pe toți iubitorii de muzică folclorică la un concert susținut de Viorica Macovei și cântăreața Elena Comăneci. Vă așteptăm așadar la evenimentele bibliotecii și ale primăriei municipiului Onești. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 20 august, în cea mai mare parte cerul va fi senin. Maxima zilei ajunge până la valori de 31 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 18 grade Celsius. Duminică 21 august, în cea mai mare parte cerul rămâne senin, sunt posibile pe alocuri furtuni cu fulgere. Maxima zilei urcă până la valori de 27 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 18 grade Celsius. Luni, 22 august, în cea mai mare parte cerul este noros, sunt posibile din nou furtuni cu fulgere. Maxima zilei ajunge până la valori de 27 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 18 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.